te afli într-o postură inedită, ca să spun așa, personaj de film, cum e pentru tine? Păi, așa cum spui, e inedit, e ceva special și am emoții ca la primul meci de Liga 1. Da, sigur că e un moment plăcut, mai ales că ideea este de a ajuta copiii să-și îndeplinească visul de a ajunge fotbaliști. Mă bucur că sunt implicate și fetele, pentru că la nivel mondial tot mai multe fete îmbrățișează sportul rege. Și în condițiile astea îmi vin plăcutul cu utilul, cu mare drag le dau sfaturi, îi ajut. De altfel, după cum știți, asta este și profilul Academiei mele, acela de a învăța copiii și de a ajuta să treacă la nivelul următor al jocului, adică de a ajunge profesioniști. Deci acesta este rolul de a învăța copiii să lovească mingea, să bată penaltiuri mai exact. Exact, de a îmbunătăți biomecanica lovirii mingii, de a bate penalturi, pentru că este un turneu final și nu numai această competiție presupune să stăpânești și războiul mental cu portarul advers, și în principiu de a își folosi cât mai eficient abilitățile pentru a înscrie golul și a câștiga meciurile. Te-ai fi așteptat vreodată să ajungi să joci într-un film? Tot timpul am visat asta. Nu știi că e vorba aia. Toți fotbaliștii vor să ajungă actori și invers. Toți actorii vor să ajungă fotbaliști. E adevărat că sunt unul amator, dar e o plăcere și mă bucur foarte mult că managerul sau regizorul, așa cum se spune, în domeniul filmului m-a cooptat și pe mine în proiectul său. Și nu joci oricum în acest film, ci și cu băiatul tău, cu Justin. Păi, dacă toată ziua sunt cu el, că Dacă îl din iau la antrenamente, atunci îți dai seama că a fost un pas inevitabil să fie alături de mine și în această acțiune foarte plăcută. Se vorbește în film mult despre performanță. Ce trebuie să urmeze, ce pași trebuie să urmeze copiii din ziua de azi ca să ajungă să facă performanță în fotbal? Da, trebuie discutat pe mai multe paliere. În primul rând este vorba de un test de voință, acela de a ajunge fotbalist. Există o statistică care nu încurajează foarte mult tinerii, care spune că dintr-o 100 de copii care pășesc la poarta unei baze sportive, doar unul semnează contractul de profesionist. Asta înseamnă că trebuie să faci foarte multe lucruri și să fii foarte ambițios și să-ți dorești extrem de mult să ajungi fotbalist pentru a semna un contract de profesionist și a ajunge să-ți îndeplinești visul. De altfel, sportul de performanță înseamnă de la nu mai pot în sus. Adică în momentul în care ți-ai depășit limitele, atunci ai o șansă în plus. Dar este un traseu plăcut, cu multe satisfacții. Sigur că sunt și momente mai puțin plăcute, dar în principiu este cea mai frumoasă meserie, cel puțin eu așa o văd, pentru că faci ceea ce îți place și poți să obții și beneficiile de rigoare dacă ajungi la cel mai înalt nivel. O experiență diferită în film, cum e să antrenezi și fete. Aici chiar că e ceva special. Sunt convins că nu este mare diferența. E adevărat că trebuie să fii mai delicat și probabil modul cum te adresezi și o mare atenție la reacțiile lor, dar în principiu e același lucru și sunt convins că va fi chimie între noi și vor învăța rapid ce au de făcut pentru a marca din penalti. Mulțumesc. Ok. Să apareți într-un film. Este o oportunitate și este ceva extraordinar. Eu mă simt foarte încântată pentru că de mică mi-am dorit să joc în filme și să devin actriță. Pentru tine cum e? Este foarte frumos și sunt foarte fericită că particip în acest scurtmetraj și mi-am dorit să fiu o actriță. Și care este rolul vostru în acest film? Eu fac parte din grupa fetelor care dansează și care se bat într-un fel cu băieții pentru a câștiga un pariu. Și eu fac parte din grupa fetelor care dansează și de asemenea sunt fata care dă golul decisiv. Și eu fac parte din grupul fetelor și Sunteți antrenate de Narcis Răducan, un fost mare fotbalist. Ce înseamnă pentru voi acest lucru? Pentru mine este o onoare, pentru că auzisem de el de foarte multe ori și mereu mi-am dorit să-l cunosc, mai ales că sunt pasionată și de fotbal. Vă dau sfaturi utile? Da, chiar da. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Se pricepe să execute penaltiuri, să vă învețe? Vă dați seama că da. Da, și chiar ne-a învățat.
și am făcut o treabă bună. Mersi!